În timpul în care se oficia ceremonia de înmormântare a polițistului Gheorghe Ionescu, ucis la datorie de un șofer turc aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a ținut un moment de reculegere la toate secțiile de poliție județene din țară. Polițiștii din Argeș au ținut un moment de reculegere în memoria colegului lor din București, Gheorghe Ionescu, zis Dulăul. Ei i-au adus astfel un omagiu angajatului de la Brigada Rutieră a Capitalei, momentul de reculegere desfășurându-se de la ora 13, chiar în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean.